Sesiunea de toamnă a bacalaureatului s-a încheiat, iar astăzi au fost afișate primele rezultate. În urma corectării lucrărilor din județul Giurgiu, doar 20,23% dintre candidați au fost declarați promovați. La această sesiune a bacalaureatului s-au înscris peste 1000 de elevi și aproape 900 s-au prezentat la probele examenului. Dintre aceștia, 704 au fost respinși și numai 179 au obținut media peste 6. La vizierul din curtea Colegiului Național Ion Maiorescu, elevii care au promovat au țipat de bucurie și și-au îmbrățișat colegii. În sfârșit, ești nebun. Ce rezultat ai avut? 7,20. Și cum te trebuia 7, da, da. A reușit și eu în sfârșit. Ce notă? 7,80 la mate, 5,20 la română și 7,15 la geografie. Așteptai? Am învățat ceva, mă așteptam. La română mi-a fost puțin frică. 7,65 la matematică. Și ți-a ieșit media? Da, 6 în cap. Te-ai pregătit mult? 2 luni, maxim, să zic. Așteptai la rezultatul ăsta? Mă așteptam la mai mult, nu doar atâta. La Giurgiu, cele mai bune rezultate au fost înregistrate la Colegiul Național Ion Maiorescu și la Liceul Tudor Vianu, unde au promovat 45%. La celelalte licee, rata de promovabilitate s-a situat între 3 și 40%. La nivel național, peste 75% dintre candidați nu au luat examenul maturității nici de această dată. Elevii nemulțumiți de notele primite au termen de depunere a contestațiilor în centrele de examen între orele 16 și 20. Soluționarea lor va fi făcută în următoarele 2 zile, iar rezultatele finale vor fi publicate vineri 4 septembrie.